Eforturile uriașe făcute de Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, pentru a se întoarce acasă. Daniel Balaciu, soțul vedetei, a stat în arest, însă se pare că face eforturi uriașe pentru a putea scapa de gratii și pentru a se întoarce acasă. Mai precis, în această perioadă el a făcut o mulțime de cereri magistraților cu privire la schimbarea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Bărbatul își dorește să se întoarcă acasă și cere astfel îndurare magistraților. Ei bine, judecătorii nu s-au lăsat convinși de Daniel Balaciu. Iar în urmă cu doar trei zile i-au respins acestuia contestația pe care el a făcut-o în momentul în care i-a mai fost din nou prelungit arestul preventiv. Încă soțul Danei Roba nu primește astfel vești bune și în continuare va fi nevoit să stea după gratii, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de tentativă la violență în familie, în modalitatea omorului, potrivit portalului instanțelor de judecată.